Cu două zile înainte de Revelion, programul marilor magazine din Giurgiu a fost modificat. Miercuri, giurgiuvenii posta mai mult la cumpărături pentru că programul de funcționare a fost prelungit. În această situație se află supermarketurile Kaufland și Bila, care sunt deschise până la ora 22:30, respectiv 22. Celelalte magazine au însă program normal. Joi, programul va fi în general mai scurt. Kaufland închide la ora 16, Lidl-ul are din nou program normal, iar la Mega Image programul se încheie la ora 19. Cel mai lung program îl are supermarketul Bila până la ora 20. Vineri, în prima zi a noului an, toate supermarketurile vor fi închise, iar sâmbătă vor avea din nou programe diferite. Cei mai matinali vor fi cei de la Kaufland, care vor deschide magazinul la ora 9:30, iar cel mai lung program al zilei de sâmbătă este afișat de Bila până la ora 21. Cei care au nevoie de un tratament medicamentos îl pot cumpăra de la farmacia Dona de la Căprioara. Pentru cei care vor să se deplaseze în oraș cu mijlocul de transport în comun, o pot face în prima zi a anului pe toate traseele, începând cu ora 8:30. Autobuzele vor circula după programul de weekend.